Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră din această seară. Vă rog să îmi confirmați pe chat că mă auziți și că mă vedeți. Ok. Bun. O să încep prin a mă prezenta. Mă numesc Dan Oros. Ca formație sunt inginer, însă în această seară o să vă vorbesc din calitatea de profesor yoga, de asemenea de aromoterapeut și de lider doTERRA Blue Diamond. Practic, toate acestea le voi pune împreună pentru a vă oferi un pachet de informații, zic eu, extrem de interesante, în care o să facem o corelație între uleiurile esențiale și chakre. Practic, acesta este un prim eveniment dintr-o serie care se va intitula sau se intitulează Uleiurile esențiale și yoga. În lecția de astăzi o să urmărim să facem corelația, repet, între uleiurile esențiale și chakre. Practic, întâlnirea noastră o să aibă trei părți principale. Într-o primă parte o să vă punctez câteva lucruri despre uleiurile esențiale și în particular despre uleiurile esențiale de la doTERRA. În cea de-a doua parte o să vă vorbesc despre chakre și acolo o să facem și acele corelații între uleiurile esențiale și chakre. Și în partea a treia o să urmăresc să vă punctez care sunt modalitățile prin care puteți să intrați în posesia acestor uleiuri esențiale, bineînțeles dacă doriți, și o să vă prezint promoțiile acestei luni. Practic, de 4 ani și jumătate suntem implicați, eu și iubita mea Simona, în acest proiect doTERRA, dar până în această lună nu am avut niciodată niște promoții atât de generoase. Tocmai de aceea eu zic că merită să urmăriți, să rămâneți până la final pentru a afla care sunt aceste promoții. E o misiune destul de dificilă, cea pe care mi-am asumat-o, pentru că va trebui într-un timp limitat să vă livrez o cantitate foarte mare de informație și tocmai de aceea vă invit de la început și vă rog să fiți răbdători, dar în același timp să urmăriți să fiți deschiși pentru a primi toate aceste informații pe care vi le-am pregătit cu foarte mult drag și care practic vă va oferi, să zicem, o viziune legată de ceea ce înseamnă o abordare holistică a sănătății. Pentru că, de fapt, numai puțin, întâi să pornim PowerPoint-ul. (Clears throat)
În primul rând vreau să punctez că acest eveniment face parte din programul Diamond Club de la doTERRA. Este un program prin care puteți să primiți cadou uleiuri esențiale și în partea finală, când o să vorbesc despre promoții, o să intru mai în detaliu. Împreună cu noi sunt educatori Diamond Club, cei care pot facilita accesul la aceste promoții. Spuneam că și noi, înainte de a intra în contact cu doTERRA, dar cu atât mai mult acum când colaborăm cu această companie extraordinară, noi urmărim să atingem toate dimensiunile sănătății noastre, să abordăm holistic sănătatea. Pentru că, din păcate, medicina oficială nu face acest lucru și cu siguranță că dacă sunteți prezenți la acest eveniment, știți faptul că noi suntem o ființă care nu poate fi ruptă pe bucăți, că acest sistem corp, minte, suflet este un tot unitar care trebuie întotdeauna analizat și tratat ca un întreg. Și de fapt aceste dimensiuni ale sănătății noastre sunt dimensiunea fizică, psihică, emoțională, mentală și spirituală. Dacă vrem cu adevărat să fim sănătoși, este foarte important să le abordăm simultan pe toate. Da? Pentru că a fi sănătos nu înseamnă să nu fii bolnav. Unii cred că dacă nu sunt bolnavi, înseamnă că sunt sănătoși. Însă a fi sănătos înseamnă să efectiv să fii plin de viață. Viața efectiv să pulseze prin venele tale, să fii fericit, să fii împlinit, să fii în formă și fizic și psihic, să experimentezi emoții constructive mai tot timpul, da? Să fii din punct de vedere mental foarte în regulă, să fii capabil să te focalizezi pe ceea ce faci și, bineînțeles, să fii și din punct de vedere spiritual, să ai deschiderea și acea conectare la esența ființei. doTERRA, practic, ne propune pentru a accesa sau a adresa toate aceste dimensiuni ale sănătății, ceea ce se numește piramida sănătății. Piramida sănătății practic ne punctează direcțiile principale pe care ar trebui noi să acționăm pentru a obține cu adevărat starea de sănătate. Da? Să mâncăm sănătos, să facem exerciții, să ne odihnim într-un mod corespunzător și să gestionăm stresul, să reducem expunerea la produse sintetice, să avem parte de autoîngrijire informată și îngrijire medicală proactivă. Nu o să intru acum în detalii, pentru că nu este tema din această seară și oricum avem o mulțime de webinarii care au detaliat această temă. Deci vă recomandăm, dacă nu sunteți pe grupul nostru, Natura într-o picătură, o să primiți cu siguranță de la persoanele care v-au invitat la acest eveniment un link către acest grup de pe Facebook, un grup de suport. Și acolo veți găsi o mulțime de informații despre această piramidă a sănătății. Oricum, ceea ce noi putem, mai ales în această perioadă, ce putem realiza cel mai util, este să investim în sistemul nostru imunitar. Da? Soluția nu este să fugim de provocările care ne putem confrunta acum, ci să ne pregătim să putem să facem față provocărilor. Da?
Și piramida sănătății, practic, ne pregătește pentru orice fel de confruntare, cu orice fel de provocare care ține de sezonul rece sau de sezonul acesta care a început anul trecut în iarnă. Ce sunt uleiurile esențiale? Da, uleiurile esențiale sunt, de fapt, substanțe volatile care sunt extrase din plante, din rădăcini, din frunze, din scoarță sau tulpinile copacilor, din flori sau din semințe. Aceste uleiuri esențiale reprezintă un fel de sistem imunitar al plantei, cu care planta se apără împotriva dăunătorilor. De asemenea, tot uleiurile esențiale atrag polinizatorii, da, pentru a putea ca planta să se înmulțească, da? Aceste uleiuri esențiale sunt extrem de concentrate și ele, o să vedem, sunt extrem de eficiente din punct de vedere terapeutic. Practic, un ulei esențial este de 60-70 de ori mai concentrat în substanțe active decât planta din care a fost extras acel ulei esențial. Uleiurile esențiale sunt cunoscute încă din antichitate. În ultimii 10 de ani s-au făcut mii de studii pe uleiurile esențiale. Aceste studii toate au pus în evidență faptul că uleiurile esențiale sunt extrem de eficiente din punct de vedere terapeutic. De asemenea, aceste studii științifice ne arată faptul că fiecare ulei esențial conține sute de substanțe active care lucrează împreună în sinergie ca o orchestră simfonică. Da? Deci, tocmai de aceea e foarte important nu doar să izolăm componentul principal dintr-un ulei esențial și să-l reproducem în diverse moduri, ci este important să avem tot profilul chimic al uleiului, pentru că, de fapt, eficiența terapeutică este dată exact de acest profil chimic. Sunt multe lucruri extraordinare pe care le-am putea spune despre uleiurile esențiale de la doTERRA, însă o să vă punctez trei pe care noi le considerăm ca fiind cele mai importante și dacă le rețineți pe acestea, noi ne declarăm mulțumiți. Da? Primul lucru extraordinar este că uleiurile esențiale de la doTERRA sunt 100% naturale și sigure. Aceste uleiuri sunt realizate după un standard de calitate numit CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, adică uleiuri pure certificate cu grad terapeutic. Practic, acest standard de calitate este cel mai înalt standard de calitate din industria uleiurilor esențiale și el ne garantează nu numai faptul că uleiurile sunt 100% pure, pentru că mai sunt uleiuri 100% pure pe piață. Nu multe, dar mai sunt. Însă, acest standard de calitate ne garantează inclusiv faptul că uleiul esențial are profilul chimic care să-i asigure capacitățile terapeutice de care noi avem nevoie. Da? Și acesta este un lucru foarte important. Da? Ele sunt sigure pentru toate categoriile de vârstă, nu generează efecte secundare, nu creează dependență, deci sunt perfecte pentru a le utiliza în scop terapeutic. Un al doilea lucru extraordinar pe care îl putem spune despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt mai eficiente decât multe medicamente. Acum, dacă ar fi să fim onești, decât toate medicamentele, pentru că, de fapt, atunci, practic, sunt două tipuri de provocări de sănătate pe care noi le putem avea, cele generate de bacterii și cele generate de virusuri. Medicina alopată, când e vorba de o infecție bacteriană, folosește antibioticele care știm că
Pot, dacă-s bine alese, pot să distrugă acele bacterii nocive, dar ele distrug și bacteriile prietenoase din tubul nostru digestiv, iar 70-80% din ceea ce noi numim sistemul imunitar se manifestă la nivelul tubului digestiv. Da? Deci, daunele pe care le provoacă antibioticele sunt extrem, extrem de mari. Uleiurile esențiale, din acest punct de vedere, ele au un efect antibiotic, dar e vorba de o acțiune selectivă. Atunci când noi utilizăm uleiuri esențiale pentru combaterea anumitor bacterii nocive, aceste uleiuri vor distruge acele bacterii și, în schimb, nu vor distruge bacteriile prietenoase pentru corpul nostru. Și bineînțeles că din această perspectivă modul de acțiune este al uleiurilor esențiale este mult mai de dorit, da? Acum, pe de altă parte, știți că bacteriile la antibioticele de sinteză care au unul sau două principii active, ele sunt capabile să dezvolte rezistență și pentru că și ele vor să trăiască, da? Și atunci, după ce folosim de câteva ori un antibiotic, el nu va mai avea eficiență, trebuie să folosim unul cu spectru mai larg, altfel spus, mai puternic, și așa mai departe. Ei bine, când venim cu uleiuri esențiale, venim cu sute de principii active. Gândiți-vă că fiecare ulei are sute de principii active și când combinăm uleiurile, practic avem sute, mii de principii active cu care noi acționăm și nicio bacterie din lume nu poate să dezvolte rezistență la uleiurile esențiale. Altfel spus, cu uleiurile esențiale avem eficiență maximă de fiecare dată, ori de câte ori le-am utilizat. Pe de altă parte, cealaltă categorie de provocări de sănătate sunt cele de natură virală, da? Generate de virusuri. Ei bine, dacă bacteriile se exprimă sau se acționează la nivelul suprafeței membranei celulare, virusurile acționează în interiorul celulei. Pentru că virusurile sunt atât de mici încât pot să pătrundă prin membrana celulară, intră în celulă și acolo începe procesul de multiplicare și de infectare a celulelor. Niciun antiviral de sinteză nu poate să pătrundă în celulă. Da? Chiar am văzut în perioada aceasta când ne confruntăm cu virusul acesta nou, că spun oamenii de știință că antiviralele acestea pe care le-au lansat în ultima vreme, sunt eficiente dacă le iei imediat după ce apar simptomele. Altfel spus, până când virusurile sunt în zona interstițială, n-au pătruns în celulă. Pentru că dacă pătrund în celulă, acele antivirale de sinteză nu mai pot face nimic. Însă, uleiurile esențiale, majoritatea lor, au o moleculă atât de mică încât pot pătrunde prin membrana celulară. Și intră în celulă și stopează procesul de multiplicare a virusurilor. Da? Deci, efectul antiviral al uleiurilor esențiale este unul extraordinar de eficient. Da? Așa că, virgulă, concluzia este că uleiurile esențiale de la doTERRA sunt mai eficiente decât medicamentele. Da? Al treilea lucru extraordinar este că sunt mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Și asta pentru că, pe de o parte, noi le utilizăm cu picătura. Dacă facem calcul, noi am făcut aceste calcule, categoric ieșim mult mai ieftin utilizând uleiurile esențiale. Plus că uleiurile esențiale, odată ce le-am comandat, le avem în casă. Am nimeni nu o să-și facă stoc de medicamente de sinteză în casă ca să aibă pe când o să apară o provocare. Da? Însă, noi când ne achiziționăm un kit de uleiuri esențiale,
le avem pentru multe luni de zile acolo în casă și când apare orice fel de provocare, începem și le utilizăm conform protocolelor care sunt stabilite de către aromaterapeuți și medici care, bineînțeles, se pricep la partea aceasta de uleiuri. Bun. Cum se utilizează uleiurile esențiale? Sunt trei moduri principale în care se utilizează: aromatic, topic, adică aplicat pe piele, și inter. Aromatic, putem să utilizăm uleiurile esențiale ori mirosind direct din sticlă, da? Ori ne punem o picătură în palmă, da? Frecăm palmele și începem să mirosim și mirosim până când se evaporă uleiul esențial. Sau putem să utilizăm un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete, da? Care are avantajul că va difuza continuu pe perioade mai lungi de timp uleiul esențial. Acum, când noi utilizăm aromatic uleiurile esențiale, de fapt ne folosim de o caracteristică extraordinară a uleiurilor esențiale, de fapt a simțului mirosului, și anume că simțul mirosului e singurul care ajunge nefiltrat la sistemul limbic. Și sistemul limbic este cel care controlează secreția de hormoni, emoțiile, ritmul cardiac și așa mai departe. Deci, practic, după ce noi am mirosit un ulei esențial, în câteva secunde, deja în corpul nostru a început să se secrete anumiți hormoni, să se producă anumite fenomene biochimice benefice, da? Și practic, repet, în câteva secunde noi putem să ne schimbăm radical starea, mirosind, doar mirosind un ulei esențial. Acum, probabil că ați auzit această teorie și mă gândesc că sunteți de acord cu ea. De fapt, să și scrieți pe chat dacă sunteți de acord cu ea. Și anume că la una dintre cauzele fundamentale a bolilor sunt emoțiile negative. Da? Sunteți de acord? Sper că sunteți de acord. Ok, da, văd că ați răspuns unii că da. Ei bine, când noi mirosim un ulei esențial, la nivelul subconștientului nostru încep să se manifeste emoții constructive, emoții pozitive, care, dacă suntem sănătoși, vor susține starea de sănătate, dacă suntem bolnavi, vor susține procesul de vindecare. Da? Așa că vedeți că într-un mod atât de simplu, doar prin mirosirea unui ulei esențial, putem să obținem niște efecte absolut extraordinare. Acum, e foarte important să înțelegem că atunci când avem o provocare de sănătate mai consistentă, vom urmări să utilizăm uleiurile, dacă este posibil, în toate cele trei moduri. Deci nu numai aromatic, aplicăm și pe piele și utilizăm și intern. Bineînțeles, dacă uleiurile respective se pretează la administrarea internă. Imediat o să povestim de asta. Aplicarea topică, aplicare pe piele. Da? Această aplicare pe piele se recomandă să se facă întotdeauna utilizând un ulei purtător. Uleiul purtător este un ulei vegetal cât mai pur. Da? Poate să fie, știu, ulei de cocos cel mai bun sau ulei de jojoba, poate să fie chiar și ulei de măsline. Ideea este să fie cât mai pur. Și există niște rapoarte de diluție în funcție de vârstă. Nu o să intru eu acum în detalii,
pe grup găsiți aceste recomandări în funcție de vârstă, cum se diluează raportul dintre uleiul esențial și uleiul purtător. Însă, utilizarea uleiurilor esențiale topic cu un ulei purtător, practic, încapsulează uleiul esențial, care altfel s-ar evapora, fiind extrem de volatil, și în felul acesta, procentajul de absorție este unul mult mai mare decât dacă am aplicat doar uleiul esențial fără uleiul purtător. Da? Aplicarea topică se face pe zonele de puls, se poate face pe gât, în funcție de problema cu care noi ne confruntăm, vom aplica în zona respectivă. Dacă, de exemplu, e o problemă legată de stomac, atunci aplicăm topic pe zona stomacului sau pe o zonă de proiecție a organului respectiv. A treia modalitate de utilizare este modalitatea internă, administrare internă. Aici, în funcție de uleiul pe care noi îl utilizăm, putem să îl administrăm direct în apă, de exemplu, un ulei de lămâie care este mai moale, putem să-l punem direct într-un pahar cu apă și să-l bem. Dar, de exemplu, sunt uleiuri mai fierbinți, cum e oregano sau scorțișoara sau cuișoarele, pe care e recomandat să le utilizăm în capsulă vegetală. Da? La doTERRA există asemenea capsule vegetale, exact cum puteți să vedeți în imaginea din dreapta. Și, practic, în funcție de protocolul de tratament, noi vom picura, știu, o picătură din uleiul acesta, două din celălalt și așa mai departe. După ce am picurat uleiurile, închidem capsula și o bem cu apă. Este cel mai simplu mod de a utiliza intern uleiurile esențiale. E important să verificați dacă uleiul se administrează intern. Deși toate sunt 100% pure, sunt uleiuri care nu se administrează intern pentru că planta din care provin nu se pretează la o astfel de administrare. Și acum, haideți să Haideți să începem să vorbim puțin despre chakre. Am văzut ce sunt uleiurile, am văzut cum se utilizează. Acum să vedem ce sunt chakrele și să vorbim puțin despre fiecare dintre cele 7 chakre fundamentale. Chakrele sunt vortexuri de energie care se creează la zona de intersecție a canalelor energetice. Acolo unde multe canale energetice se intersectează, se creează astfel de vortexuri numite chakre. Chakra în limba sanscrită înseamnă roată, deci roată de energie. În ființa noastră sunt sute de asemenea chakre, dintre care 7 sunt cele mai importante. Toate celelalte sunt subordonate acestor 7 chakre. Acum, chakrele, revin, sunt vortexuri de energie prin intermediul cărora captăm energie din macrocosmos sau din univers, respectiv emitem energie către macrocosmos. Altfel spus, avem două polarități. Receptiv sau feminin, lunar, yin, și emisiv, da? Masculin, solar, yang. Pentru ca noi să putem experimenta calitățile benefice corelate cu chakrele, este important să urmărim, în primul rând, să dinamizăm aceste chakre și să le echilibrăm din punct de vedere polar, plusul și minusul, să le aducem în echilibru. Da? Pentru că atunci când chakrele sunt dezechilibrate, noi vom experimenta defectele corelate cu chakrele respective. Da?
Tocmai de aceea, repet, este foarte important să urmărim această echilibrare. În acest proces de echilibrare a chakrelor, uleiurile esențiale ne pot ajuta foarte mult. Da? Ele categoric nu pot rezolva neapărat singure toate problemele, însă pot să ne ajute în procesul de rezolvare a problemelor. Da? Și acum am mai spus și cu alte ocazii, nimeni nu va atinge starea de iluminare doar mirosind uleiuri esențiale. Da? Categoric, aceste uleiuri ne vor ajuta în proces, dar nu vreau să creez astfel de așteptări nerealiste că mirosind zi de zi uleiuri esențiale o să atingem iluminarea fără să mai facem și altceva. Însă, de exemplu, în practica yoga, noi putem utiliza aceste uleiuri esențiale împreună cu tehnicile yoghine și sau în orice sistem spiritual. Eu mă refer acum în particular la yoga pentru că vorbim de chakre și pentru că noi pe calea aceasta ne-am dezvoltat din punct de vedere spiritual. De 26 de ani practicăm yoga și bineînțeles că despre asta vorbim, că asta cunoaștem cel mai bine. Da? Bun. Deci spuneam că putem utiliza uleiurile împreună cu tehnicile yoghine și în felul acesta eficiența tehnicilor va crește. Revenind la cele 7 chakre, așa cum puteți să vedeți în imaginea din stânga, ele sunt situate de-a lungul canalului median Sushumna Nadi. Sushumna Nadi este canalul energetic cel mai important al ființei. El străbate coloana vertebrală, pornind de la baza coloanei între anus și sex și merge de-a lungul coloanei vertebrale până la nivelul creștetului capului. Și de-a lungul acestui canal energetic sunt înșirate, oarecum ca și niște mărgele, cele 7 chakre fundamentale. Aceste 7 chakre fundamentale sunt corelate cu cele 7 planuri fundamentale ale realității, așa cum sunt ele prezentate în tradițiile orientale și nu numai. Acum, de ce este important să cunoaștem aceste chakre și să lucrăm cu ele și să urmărim să le dinamizăm și să le echilibrăm? Păi este important pentru că, de fapt, chakrele ne controlează întreaga noastră existență. Absolut tot ce se petrece în ființa noastră, de la activitatea glandelor, a organelor, a emoțiilor, a funcționării minții, părții spirituale, absolut totul este controlat de către chakre. Și vă dați seama că în acest context și înțelegând acest lucru, a ne ocupa de ele este un lucru extrem, extrem de important. Pentru că, practic, unul dintre cele mai eficiente modalități de a ne transforma viața în bine este lucrând asupra chakrelor. Da? Însă, pentru a fi eficienți în această muncă pe care noi o depunem în procesul de dinamizare și echilibrare a chakrelor, e important să știm câteva lucruri despre chakre. Da? Să știm unde sunt poziționate, cum funcționează, ce controlează. Da? Și o să vedeți chiar în funcție de aceste informații pe care vi le pot oferi în acest timp scurt,
o să puteți recunoaște diferite lucruri cu care probabil vă confruntați și despre care nu aveați habar că au legătură cu una sau cu alta dintre chakre. Da? Și identificând chakra cu care are legătură problema, puteți să lucrați asupra chakrei, da? Și în felul acesta să eliminați problema. Da? Problema vine din faptul că la nivelul chakrei există un dezechilibru. Și atunci, acest dezechilibru se exprimă printr-o, știu, o problemă la nivel fizic, psihic, emoțional sau mental. Înainte însă de a începe să vorbim efectiv despre fiecare dintre aceste chakre, mai vreau să vă punctez o lege fundamentală a Universului. Este principiul reflexiei. De fapt, e vorba de principiul fundamental a unei structuri holografice. Probabil că ați mai auzit faptul că noi trăim într-un univers holografic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că totul se reflectă în parte și partea se reflectă în tot. Da? Practic, asta înseamnă că în fiecare părticică a întregului regăsim întregul. Nu-i ceva ușor de înțeles cu mintea, însă vă dau un exemplu. Am aici o hârtie, dar puteți să vă am un card în schimb. Să presupunem că acest card este un film holografic, da? Un film holografic înregistrează o imagine tridimensională și dacă noi luminăm acest film holografic cu un laser, da? De partea cealaltă a filmului apare imaginea tridimensională a obiectului care a fost înregistrat pe filmul holografic. Să presupunem că e un măr, da? Mărul a fost înregistrat aici și luminăm filmul și de partea aceasta va apărea imaginea tridimensională a mărului. Acum, dacă noi tăiem o bucățică din acest film holografic, da? Și după aceea, bucățica aceea mică o luminăm cu laserul, se pune întrebarea ce o să vedeți? Ce imagine o să apară? Și logica ne-ar zice că o părticică din măr. Însă, în realitate, o să apară imaginea integrală a mărului. Da? Pentru că filmul holografic, da? Filmul holografic are această caracteristică a structurilor holografice că în fiecare părticică a întregului regăsim întregul. Dacă tăiem acest film holografic în 1000 de bucățele și luminăm, fiecare bucățică va conține imaginea integrală a mărului. Da? Este un lucru absolut incredibil. Dar așa e structurată întreaga noastră realitate. Ei bine, în cazul chakrelor, acest lucru se manifestă la modul următor, că în fiecare chakră se reflectă în celelalte. Da? De exemplu, avem prima chakră, reflexia primei chakre în prima chakră, reflexia chakrei a doua în prima chakră, reflexia chakrei a treia în prima chakră și așa mai departe până la a șaptea în prima chakră. Apoi la chakra a doua avem reflexia primei chakre în chakra a doua, a doua în a doua, a treia în a doua și așa mai departe. Da? Ați înțeles principiul. Fiecare se reflectă în fiecare. Tocmai de aceea, în Orient și, de exemplu, alfabetul sanscrit, care descrie, de fapt, întreaga realitate, întreaga creație, există 7 ori 7 plus 1 litere. Pentru că avem cele 7 planuri fundamentale care se reflectă fiecare în fiecare. Aia înseamnă 7 ori 7, 49, plus 1 care este divinitatea.
Da? În total sunt 50 de litere în alfabetul sanscrit. Da? Și ceea ce însă ne interesează pe noi acum, nu vreau să intru în excesiv de multe detalii, este faptul că chakrele se reflectă unele în altele. De aici vine și faptul că este foarte dificil să corelăm un ulei esențial doar cu o singură chakră. Pentru că fiecare ulei esențial conține sute de principii active, care fiecare are o frecvență de vibrație specifică. Da? Și o anumită componentă a uleiului rezonează, să zicem, cu chakra a patra, dar altă componentă rezonează cu chakra a doua, alta cu chakra a șaptea. Da? Și tocmai de aceea, repet, nu este un demers simplu să corelezi uleiurile esențiale cu chakrele. Însă, totuși, se pot face niște corelații. Dar nicio corelație nu poate să fie greșită. Da? Pentru că, să zicem, tu corelezi un ulei cu chakra a doua, dar de fapt el ar avea dominanta pe chakra a cincea. Însă în chakra a doua există o reflexie a chakrei a cincea. Da? Deci nu e o problemă, poți să-l corelezi cu reflexia acelei chakre în chakra a doua. Sper că nu v-am încurcat prea mult din punct de vedere mental, însă, repet, nu putem face asocieri greșite. Da? Ceea ce eu o să vă punctez în această seară este punctul meu de vedere. Modul cum percep eu pe baza experienței de practică spirituală de peste 30 de ani, corelat cu experiența de aproape 5 ani de zile cu uleiurile esențiale doTERRA și corelând toate aceste informații, eu am făcut niște corelații. Da? Dar ele au scopul doar să vă dea niște idei. Nu sunt foarte rigid bătute în cuie. Bun. Acum, mai vreau să punctez un element. De exemplu, cele șapte chakre fundamentale reprezintă, de fapt, domenii de frecvență de vibrație. Da? Prima chakră, chakra rădăcină, înseamnă un domeniu de vibrație, de frecvență de vibrație mai jos. Următoarea chakră înseamnă un domeniu de frecvențe mai înalt. Următoarea frecvențe și mai înalte și așa mai departe, da? Fiecare chakră pe măsură ce urcăm este corelată cu domenii de frecvență mai înaltă. Însă asta nu înseamnă că, de exemplu, prima chakră este mai puțin importantă decât a șasea chakră sau decât a șaptea chakră. Da? E foarte important să înțelegem că fiecare este la fel de importantă. Că, de fapt, noi, ca și ființe, suntem de jos până sus. Nu suntem doar de la gât în sus ființe umane și spirituale. Suntem de jos până sus. Și nu putem spune, repet, că chakrele de sus sunt mai importante decât acelea de jos. Pentru că, de exemplu, în cazul unei case, nu putem spune că acoperișul este mai important decât fundația, sau decât pereții, sau decât ferestrele. Da? Fiecare are rolul lui, da? Fiecare element are rolul lui și important este să se manifeste armonios pe domeniul lui. Da? Pentru că în același domeniu de frecvență putem avea și, hai să folosim un termen
sau termeni mai cunoscuți, putem avea pe același domeniu de frecvență și paradisuri și infernuri. Da? La nivelul fiecărei chakre putem avea și paradisuri și infernuri, între ghilimele. Pentru că atunci când chakra este echilibrată, vom accesa zonele, să zicem, paradisiace. Când apar dezechilibre, atunci ne corelăm cu aspecte care nu sunt constructive și nu sunt plăcute. Și acum putem extrapola lucrurile la nivelul uleiurilor esențiale. Pentru că am auzit adesea această argumentare că uleiurile esențiale au frecvențe de vibrație foarte înalte. Unele da, dar unele nu au o frecvență atât de înaltă de vibrație, dar asta nu e un lucru rău. Pentru că unele uleiuri sunt pentru împământare, de exemplu, corelate cu prima chakră. Da? E normal că dacă sunt corelate cu prima chakră, trebuie să se manifeste în domeniul acela de frecvență. E o frecvență mai joasă, dar nu înseamnă că e mai puțin utilă decât frecvența pe care o are un ulei care acționează, să zicem, asupra chakrei gâtului. Da? Acel ulei are rol aici. Altul are la nivelul chakrei inimii. Da? Dar eu n-aș face niciodată clasamente între frecvențele uleiurilor esențiale și să considerăm că doar uleiurile cu frecvență înaltă sunt utile. Nu. Poate că, de exemplu, tu ai nevoie de vitalitate și împământare. Și atunci, categoric, ai nevoie de uleiuri mai dense, de uleiuri care te împământează, cum ar fi cedru sau amestecul de uleiuri balance, da? Sau arborvite, da? Uleiuri care te pot ancora mai bine în elementul pământ și să-ți dea vitalitate. Da? Deci mai important decât domeniul pe frecvență, de frecvență pe care se exprimă un ulei, este faptul că el se exprimă armonios pe domeniul lui. Da? Haideți să vă mai dau un exemplu. Pentru a realiza o anumită mâncare, avem nevoie de, să zicem, 10 ingrediente. Dacă noi le combinăm optim, o să obținem o mâncare gustoasă. Dar cu aceleași 10 ingrediente, dacă, știu eu, le punem aiurea în cantități prea mari unele sau prea mici altele, o să obținem ceva disarmonios. Da? Același lucru se petrece, să zicem, și în zona de uleiuri esențiale. Uleiurile esențiale 100% pure cu grad terapeutic doTERRA întotdeauna vor avea o armonie a componenților chimici. Însă pot să fie alte lucruri care, de exemplu, să dăm un exemplu așa extrem, pește stricat, care o să fie ceva care o să aibă un miros tot pe prima chakră, da? Un miros groaznic, disarmonios, da? În același domeniu de frecvență ca și uleiul de cedru, de exemplu, sau arborvite, dar e cu totul și cu totul altceva. Deci, noi urmărim ca pe fiecare domeniu de frecvență să aducem armonia. Da? Și uleiurile ne ajută în acest proces. Și trebuie să le apreciem pe toate în egală măsură, pentru că, repet, fiecare are eficiență maximă pe zona lui de acțiune. Bun. Sper că a fost clar ceea ce am vrut să vă spun și sper că un pic v-a schimbat
viziunea asupra uleiurilor esențiale și a modului cum să le abordăm din perspectiva vibrației lor. Da? Și acum haideți să trecem în revistă așa pe scurt, care sunt caracteristicile fiecărei chakre, bineînțeles o parte din aceste caracteristici, și care sunt provocările care apar la nivelul fiecărei chakre, dezechilibre și așa mai departe. Bun. Prima chakră, chakra rădăcină sau Muladhara chakra, cum este numită în sanscrită, este situată la baza coloanei între anus și sex. Da? Este corelată cu elementul subtil pământ, adică tot ceea ce este solid, dens. Gustul asociat este gustul sărat. Da? Unul dintre uleiurile care sunt cel mai strâns corelate cu această chakra este uleiul de cedru, cedarwood. Funcțiile acestei chakre sunt legate de supraviețuire, de legătura cu elementul subtil pământ, de stabilitate, acceptare și siguranță. Drepturile specifici sau corelate cu această chakra e dreptul de a fi aici și dreptul de a avea. Starea de agregare solidă, glandele corelate suprarenalele, alte părți ale corpului care sunt corelate cu această chakră, picioarele, tălpile, sistemul osos, intestinul gros, dinții, sistemul imunitar, baza coloanei vertebrale. Da? Disfuncții la nivelul acestei chakre, probleme cu greutatea, hemoroizi, constipație, sciatică, artrită, probleme la genunchi, lipsa energiei fizice, îmbolnăvirea frecventă, tulburări intestinale. Culoarea corelată cu această chakră este roșu, iar simțul asociat este mirosul. Da? Vedeți, când vorbim de uleiuri esențiale, de fapt, totul este filtrat prin intermediul primei chakre, care este corelată la rândul ei cu simțul mirosului. Verbul specific eu am. Da? Aroma corelată, cedru sau lemn de santal, patchouli. Obiectivele la nivelul acestei chakre, stabilitatea, legătura cu pământul, da? Sănătatea fizică, prosperitatea, încrederea. Obstacolul principal sau obstacolele principale corelate cu această chakră, teama de supraviețuire, siguranța. De fapt, chakra aceasta este în strânsă legătură cu instinctul de supraviețuire. Când această chakra are o activitate excesivă, se manifestă oboseală, obezitate, lene, apatie, exagerare, tendința de acumulare, materialism, teama de schimbare, dependența de securitate de orice tip. Activitatea deficientă la nivelul acestei chakre generează teamă, lipsa răbdării, dificultăți financiare, dezorganizare. Da? Deja ați putut identifica cu siguranță anumite corelații interesante. Când avem o activitate echilibrată la nivelul acestei chakre, atunci avem o stare de sănătate consistentă, vitalitate, o foarte bună împământare, încredere în sine, sentiment de siguranță și securitate, stabilitate, prosperitate, abilitatea de a ne relaxa. Da? Și vedem că toate aceste lucruri sunt lucruri extrem de importante. Toată lumea își dorește, nu? Să fie sănătos, să fie vital, să se simtă în siguranță. E bine, când chakra aceasta este dinamizată în mod armonios, ne va oferi toate acestea. Dependențele specifice acestei chakre sunt alimentele, jocurile de noroc, cumpărături și munca. Traume și abuzuri corelate cu această chakră,
Sunt traumele la naștere, abandon, neglijență fizică, sărăcie fizică, legătură excesivă cu mama, tulburări de alimentație, boli grave sau intervenții chirurgicale, abuz fizic sau traume de tot felul. Strategia de vindecare sau strategiile, activitate fizică, masaj, reconectarea cu trupul, legătura cu pământul, practica Hatha Yoga, este o ramură a yogăi care este focalizată mai mult pe corpul fizic și analizarea vieții din copilărie. Care sunt afirmațiile vindecătoare care ne pot ajuta? Mă simt în siguranță să exist. Pământul mă sprijină și îndeplinește toate nevoile. Îmi iubesc corpul și am încredere în înțelepciunea lui. Am încredere că sinele superior îmi îndeplinește toate nevoile. Viața mea e plină de prosperitate. Sunt împăcat cu viața mea. Bun. Aceasta a fost prima chakră și cu prezentarea, zicem, elementelor care caracterizează această chakră. Și acum să vedem câteva uleiuri esențiale care se corelează cu această chakră. Evident, cedru, cedarwood, am pomenit, arborvite, vetiver, da, care este un ulei esențial scos din rădăcini, cypress sau chiparosul, patchouli, balance, amestecul pentru împământare, wintergreen, perișorul nepales și santal. Toate acestea sunt mirosuri pământoase, lemnoase, dense, puternice și persistente. Da? Sunt așa numitele note de bază în miros, cele care nu se simt imediat puternic, dar persistă foarte mult. De exemplu, eu folosesc în parfumul meu patchouli și tricourile pe care le-am purtat după ce m-am dat cu patchouli și ylang ylang, bineînțeles diluate într-un ulei de cocos purtător. Deci și după două spălări, tricourile încă mai miroseau a patchouli. Da? Deci foarte persistent. A doua chakra, pornind de jos în sus, este chakra sexualității și creativității. Este situată în zona organelor sexuale, în plan subtil. Înțelesul noțiunii sanscrite svadhisthana este dulceață. Elementul subtil cu care este asociată această chakra este elementul subtil apă. Și vedem pământul de la chakra anterioară, ceva foarte dens. Acum am trecut la apă, care este deja mult mai fluidă la acest nivel categoric. Nivelul de libertate pe care putem să-l experimentăm este mult mai mare. Gustul asociat este gustul dulce. Și evident că tot ceea ce are aromă dulceagă se poate corela cu această chakră. Da? Și avem aici la uleiurile de bază corelate ylang ylang, jasmine, clary sage. Da? Ylang ylang și jasmine sunt dulcege extraordinare, numai când mă gândesc mai ales la ylang ylang, care este unul dintre favoritele mele. O să vedeți că aceste uleiuri le vom regăsi și pe alte chakre. Intenționat am vrut să
să vedeți că ele se pot regăsi pe mai multe chakre, depinde din ce perspectivă le privim. Aici, din perspectiva faptului că au aroma aceasta dulceagă și apoasă și blând expansive. Funcții corelate cu această chakră, dorința, plăcerea, sexualitatea, reproducerea, emoțiile. Dar e vorba aici de emoții, emoțiile în formă, să zicem, în forma lor mai umană. Pentru că sunt emoții și sentimente pure. Trebuie să vă imaginați că orice energie are un capăt în divinitate și un capăt în uman. Da? În divinitate acele sentimente sunt pure, 100% pure. Dar pe măsură ce ele coboară în lumea noastră concretă, ele sunt limitate ca exprimare. Iubirea divină este cosmică, 100% pură. Iubirea pe care o manifestă o ființă umană este doar o părticică mică din acea iubire divină, pentru că este, între ghilimele, murdărită de atașamente, de egoism și așa mai departe. Nu mai este 100% o iubire pură. Da? Starea de agregare corelată este starea lichidă, glandele corelate, ovarele și testiculele. De asemenea, este corelată această chakră cu uterul, organele genitale, rinichii, vezica urinară, sistemul circulator, prostata, toate fluidele corpului, intestin gros, membre inferioare. Disfuncții, în general, sunt de natură sexuală, disfuncția ale organelor de reproducere, impotență, frigiditate, probleme la uter, la rinichi sau la vezică, înțepenirea părții de jos a spatelui, splina, sistemul urinar și sciatica. Culoarea asociată acestei chakre este portocaliu, iar simțul este gustul. Verbul asociat eu simt, da? Pentru că aici suntem senzitivi, da? La acest nivel apare senzitivitatea. Forța principală de acțiune este atracția contrariilor. Da? Ceea ce numim bărbat-femeie la modul arhetipal, la nivelul acesta se exprimă, la nivelul celei de-a doua chakre, da? Deloc întâmplător, atracția aceasta între polarități sau între bărbați și femei are întotdeauna o componentă sexuală. La acest nivel experimentăm ceea ce se numește mulțumirea de sine. Când chakra este echilibrată, da, avem această stare de mulțumire de sine. Obstacolul principal la acest nivel este sentimentul de vinovăție. Când avem activitate excesivă plus de natură sexuală, asta creează dependență de plăceri, violarea drepturilor altora, manipulare prin seducție, atașament obsesiv, dependență emoțională. Când activitatea chakra este deficientă, atunci avem inadaptare și dizabilitate socială, frigiditate, teama de sexualitate, lipsa dorinței, a pasiunii, excitație emoțională, negarea plăcerii și atitudine rigidă. Când chakra aceasta este echilibrată, ființa are mișcări grațioase, are inteligență emoțională, o integrare socială armonioasă, abilitatea de a trăi plăcerea, adaptarea la schimbări, relație bună cu natura. Da?
Dar poate unul din cele mai vizibile efecte este această integrare socială armonioasă. Ființele care au chakra a doua, chakra sexualității și creativității armonios dinamizate, se pot integra social extrem de armonios. Ele sunt foarte ușor interacționează cu alte ființe și o să puteți recunoaște o astfel de ființă într-o piață, bine, acum nu în pandemie, dar înainte și după ce se va termina nebunia asta, într-o piață unde sunt mulți oameni, pe cei care au Svadhisthana chakra echilibrată și intens dinamizată, o să găsiți ciorchini de oameni în jurul lor. Da? Un exemplu, că tot suntem aici la Cluj, un exemplu de ființă cu dominant aceasta pe chakra sexualității și creativității este Florin Piersic. Da? Am spus tot. Vorbesc mult, sunt plăcuți, toată lumea iubește, se împrietenesc rapid cu oricine. Sunt foarte buni. Da, de exemplu, pentru a îi desemna să fie PR. Dependențe corelate cu această chakră, alcool și sex, traume și abuzuri corelate sunt cele de tip sexual, emoțional, respingere emoțională, manipulare, abuz fizic, alcoolism în familie, negarea sentimentelor copilului, probleme moștenite, cum ar fi incestul sau problemele sexuale. Strategii de vindecare, terapia prin mișcare fizică, eliberarea emoțională, exerciții în relațiile interumane, masaj și atingeri multiple. Ar fi afirmații vindecătoare. Îmi accept și conștientizez sexualitatea. Sănătatea fizică este puternică și pură. Merit să trăiesc plăcerile vieții. Viața este plăcută. Mă mișc ușor și fără efort. Da? Bun, și acum să vedem câteva uleiuri esențiale care se corelează foarte bine cu această chakră. Da, ilang, de departe, din punctul meu de vedere, cel mai bine corelat cu această chakră. Jasmine sau iasomie, patchouli, rose, trandafir. Aici probabil că mulți aveți o imensă surpriză. Imediat o să revin. Blend whisper, wild orange, black pepper, piperul negru, blendul citrus bliss, blendul console, geranium, blendul elevation și santal, sandalwood. Da? Vedeți că de exemplu, sandalwood, santalul poate fi corelat și cu prima chakră, pentru că e lemnos, dens, dar e dulceag. Îl putem corela și cu a doua chakră. Da? Dar în același timp ne dă o stare de elevare, putem să corelăm și cu cea de-a șaptea chakră. Da? E același ulei. Sau black pepper. Black pepper, este piperul în sine este condimentat. Ar trebui să fie corelat cu cea de-a treia chakră, dar are și o componentă dulceagă, da? Pe care o putem corela cu cea de-a doua chakră și chiar putem să corelăm cu o manifestare pasională la nivelul celei de-a doua chakre. Da? Este reflexia celei de-a treia chakre în chakra a doua. Chakra a treia este cu pasionalitatea, chakra a doua e cu senzualitatea. Dar când se reflectă pasiunea în zona senzuală, este o senzualitate pasională. Da? Și, de exemplu, black pepper poate să ne ofere acest lucru și scorțișoara este și afrodisiacă, dar în primul rând ține de chakra a treia.
Dar poate fi corelată și cu prima chakră, scorțișoarea, pentru că e din scoarță, e dens. Da? Vedeți cum putem jongla cu aceste calități ale uleiurilor. Rose, da? Am spus că pentru mulți este o surpriză, pentru că există tot felul de teorii pe care eu nu le împărtășesc neapărat, conform căreia Rose este uleiul cu cea mai înaltă frecvență de vibrație. Eu ce pot să vă spun, că Rose este extraordinar. Nu mă interesează atât de mult dacă e cel mai înalt sau cel mai jos. Important e că el poate să facă foarte multe lucruri benefice pentru noi, inclusiv pe zona sexuală, pentru că este afrodisiac. Rose este afrodisiac. Da? Are o componentă din asta dulceagă. Da? O să vedem că îl regăsim și la alte chakre, dar îl putem categoric utiliza și pentru armonizarea chakrei sexualității. Și aici putem merge într-o altă direcție și să înțelegem că pur și simplu utilizând uleiuri esențiale, noi oricum vom acționa asupra tuturor chakrelor. Poți să folosești un singur ulei esențial și să ai impact pozitiv asupra tuturor chakrelor. Pentru că, v-am spus, sunt aceste reflexii ale chakrelor unele în altele, da? Și, de exemplu, peppermint este uleiul meu preferat. Da? Ăsta îl folosesc non-stop. Da? Păi, dacă eu utilizez doar peppermint, e clar, cu peppermint voi acționa și asupra primei chakre. Peppermint e corelat cu cel de-al treilea ochi, în primul rând. Da? Dar cel de-al treilea ochi se reflectă în prima chakră, de exemplu, și chiar dacă eu utilizez un ulei care preponderent e pe al treilea ochi, el va acționa și asupra reflexiei celui de-al treilea ochi în prima chakră și asupra reflexiei celui de-al treilea ochi în a doua chakră și în a treia chakră și în a patra și în a cincea și în a șasea și în a șaptea. Da? De aceea, repet, ele sunt extrem de versatile și ce e important e să le utilizăm, pur și simplu, pentru că ele, oricare ar fi acele uleiuri pe care noi le utilizăm, ne vor ajuta. Categoric, dacă vrem să țintim mai clar anumite lucruri, putem ține cont și de aceste corelații. Bun, cea de-a treia chakra, chakra umbilicului, Manipura chakra, este o chakra expansivității. Da? Aici, de aici experimentăm orice formă de pasiune și expansiune din această nemărginire. Dacă am traduce din sanscrită termenul Manipura, înseamnă piatră prețioasă strălucitoare. Elementul cu care este asociată, elementul subtil cu care e asociată această chakra este elementul subtil foc. Da? Focul este elementul transformator cel mai important din alchimie. Atât din alchimia exterioară, cât și din alchimia interioară. Da? Nu deloc întâmplător. Noi când gătim, folosim focul ca să transformăm lucrurile crude într-o hrană prelucrată care o putem digera ulterior mai ușor. Da? Dar focul este elementul transformator. Este corelată această chakră cu gustul picant. Da? Și atunci ne dăm seama că, din punct de vedere al uleiurilor, ne vom sau vom corela această chakră cu acele uleiuri picante, cum sunt scorțișoara, ghimbirul sau oregano. Starea de agregare corelată cu această chakră este plasma, ceva care e topit și foarte fierbinte. Funcții corelate, voința.
Da? Voința individuală, putere, insistența, aprecierea propriei persoane, stima de sine, responsabilitatea. Stare interioară, râs, bucurie sau furie. Depinde dacă e echilibrată sau nu chakra. Glande corelate pancreas și suprarenale. Alte părți ale corpului corelate cu această chakra, sistemul digestiv, stomac, ficat, vezica biliară, rinichi, pancreas, splină, intestinul subțire, mușchi, sistemul respirator și diafragma, sistemul nervos simpatic. A, deci toate aceste părți ale corpului sunt controlate de chakra respectivă. Disfuncții care pot să apară, ulcer, diabet, hipoglicemie, probleme cu digestia, artrita, probleme ale colonului, anorexie și bulimie, probleme ale stomacului și ficatului. Culoarea corelată este galbenul. Verbul este eu pot. Arome corelate santal, șofran, scorțișoară, ghimbir. Simțul corelat este vederea și, bineînțeles, corelat cu ochii ca organ de simț. Deci, dacă, de exemplu, avem probleme cu vederea, aceasta reflectă o problemă, un dezechilibru la nivelul chakrei umbilicului. Am spus ardere și alchimizare, caracteristicile legate de această chakră. Obiective la nivelul acestei chakre, vitalitate, scop, forța voinței, obstacolul legat de această chakră, rușinea, activitatea excesivă a chakrei generează agresivitate, dominare, control, învinuirea altora, aroganța, manipulare, dorința de putere, încăpățânare, hiperactivitate, ambiție excesivă și competitivitate. Activitatea deficientă, lipsă de energie, voință slabă, nu apreciază propria persoană, lene, teamă, pasivitate emoțională și fizică, o persoană care nu este de încredere, îi învinovățește pe alții și o digestie ineficientă. De altfel, manifestarea fizică acestui foc subtil sunt sucurile gastrice. Da? Când chakra aceasta este armonios dinamizată, atunci noi vom avea o digestie excelentă, o stare de sănătate perfectă. Când avem activitate echilibrată, avem sentimente de liniște interioară, acceptare de sine, respect pentru natură, sentimentul unității cu întreaga umanitate. Suntem o persoană responsabilă, spontană, optimistă, cu simțul umorului, abilă să facă față provocărilor de orice tip. Adevărul este că cei mai populari oameni sunt cei care au chakra umbilicului armonios dinamizată. Ei sunt extrem de plăcuți. În jurul lor se râde, hohote, da? În jurul lor e bună dispoziție, e optimism. Dependențe. Amfetamine, cofeină, muncă, furie. Da? Workaholicii îi vom găsi în acest domeniu de frecvență. Da? E vorba de un dezechilibru plus la nivelul chakrei și atunci oamenii devin dependenți de muncă. Traume și abuzuri. A fost făcut de rușine, autoritarism, abuz fizic, teama de pedeapsă, mediu periculos, responsabilități inadecvate vârstei, rușine moștenită sau insuflată de părinți. Strategii de vindecare, asumarea riscurilor, împământarea, relaxare profundă, controlul stresului, exerciții fizice riguroase și aș adăuga lucruri dinamice, de exemplu, artele marțiale sunt foarte potrivite pentru această tipologie. Psihoterapie, eliberarea furiei, exerciții cu rușinea, întărirea voinței. Afirmații care ne pot ajuta,
Pot face orice, onorez forța mea interioară, îndeplinesc orice obiectiv cu ușurință și fără efort. Eliberez toate emoțiile nesoluționate, lin și sănătos îmi revendic forța personală. Da? Unul din lucrurile pe care trebuie să le învețe cei care au dominanta pe această chakră este să se liniștească. Ei sunt într-o permanentă mișcare. Da? Focul îi stimulează către mișcare. Și acum haideți să vedem câteva dintre uleiuri sau blenduri care rezonează preponderent cu această chakră. Scorțișoara, da? Cuișoarele. Blendul On Guard, ghimbirul, oregano. Blendul Zengest, lămâia. Cardamom, peppermint. Blendul Passion, blendul Slim and Sassy, cimbru. Da, și bineînțeles pot fi și altele, dar vedeți totuși cât de diferite. De exemplu, lămâia, care este așa mai blândă, da, și pe de altă parte oregano, care este foarte fierbinte, sau scorțișoara. Da? Ce e foarte interesant, că, de exemplu, scorțișoara, cuișoarele, chiar și ghimbirul, sunt și afrodisiace. Da? Pentru că focul din ele trezește energia aceea specifică celei de-a doua chakre și o pune în mișcare. Da? Pe de altă parte, putem să remarcăm că cele mai puternice uleiuri antibiotice naturale le regăsim aici, scorțișoara, de fapt oregano, numărul 1, cimbru, scorțișoara, scorțișoarele, cuișoarele, da? Acestea sunt niște uleiuri antibiotice extrem de puternice și eficiente. Și le regăsim la această chakră pentru că ceea ce noi numim sistem imunitar este în primul rând în legătură cu această chakră, cu cea de-a treia, chakra umbilicului. Bun. Și o să trecem acum la cea de-a patra chakră, chakra inimii sau Anahata chakra. Este localizată în plan subtil în centrul pieptului, corelată cu elementul subtil aer. Da? Și vedem o evoluție de la pământ, care era dens, la apă, care se mișcă mai liber, focul, care se mișcă și mai liber, și acum avem aerul, care se mișcă și mai liber. Da? Deci, pe măsură ce ascensionăm, devenim tot mai liberi și mai expansivi. Da? Poate surprinzător pentru unii, gustul corelat cu această chakră este gustul amar. Uleiuri esențiale, portocală amară sau petit grain, rose, trandafir, lavandă sau geraniu. Starea de agregare este gazoasă. Funcția chakrei legată de iubire și compasiune. Glanda pe care o controlează este timusul. Alte părți ale corpului, plămâni, inimă, pericard, brațe, palme, sistem cardiac și respirator, glanda timus, partea superioară a spatelui. Disfuncții, astm, presiune arterială ridicată, boli ale inimii și plămânilor, timus, glande mamare, membrele superioare, sistemul circulator. Culoarea care este asociată este verde, dar de asemenea roz și albastru. Nu e niciun fel de contradicție. V-am spus, fiecare chakra înseamnă domenii de frecvență, dar fiecare domeniu de frecvență are subdomenii de frecvență. În partea inferioară a domeniului de frecvență a chakrei inimii avem verde, apoi avem rozul și în partea superioară avem albastrul, acela intens.
Nu vă luați după culorile care apar în această reprezentare grafică de pe slide. Nu. Puteți să vă luați după culoarea care apare acolo în cercul mărit pe care l-am plasat eu și care corespunde culorilor reale, să spunem. Simțul este simțul tactil, iar organul de simț este pielea, cel mai mare organ al corpului și este cel care separă ceea ce este interior nouă și exterior nouă din punct de vedere fizic, pentru că subtil lucrurile stau altfel. Verbul corelat este eu iubesc. Ierburi sau arome corelate, lavandă, iasomie, coada șoricelui, măghiran. Calități principale corelate cu această chakră, echilibrul. Da? Pentru că la acest nivel există un... se întâlnesc de fapt susul cu josul, interiorul cu exteriorul. Da? Deloc întâmplător, reprezentarea simbolică, grafică a acestei chakre este steaua cu șase colțuri, unde avem un triunghi cu vârful în jos, care înseamnă microcosmos, da? Interiorul nostru, și un triunghi cu vârful în sus, care este macrocosmosul. Și în interior avem un punct, care este chiar sinele nostru superior, Atman. Deci, practic, la acest nivel se face trecerea dintre uman, care înseamnă chakrele de jos, și supra-uman sau divin, chakrele de sus. Dar e important să înțelegem, să vă reamintesc, toate chakrele sunt la fel de importante. Noi suntem simultan și niște ființe umane, dar și niște ființe divine. Da? Din păcate, nu toți, sau foarte puțini, sunt conștienți de asta, dar toți suntem așa. Da? Trebuie doar să ne amintim, să conștientizăm. La acest nivel, ceea ce trebuie să învățăm este acceptarea de sine. Obstacolul la acest nivel este suferința. Activitatea excesivă generează gelozie, interdependență, relații deficiente, sacrificiu excesiv, obsesivitate, răutate, ură, judecată. Da? Vedem că și la nivelul chakrelor de mai sus, atunci când ele nu sunt echilibrate, avem diferite probleme. Da? Când avem activitate deficientă, avem atitudine antisocială, izolare, natură rece, timiditate, judecată critică, intoleranță, singurătate, depresie, teamă de intimitate și relații personale, narcisism, caracter aspru și urăcios. Când avem echilibru la nivelul chakrei, se manifestă compasiunea, dragostea, iubirea de sine, dar în sensul bun al iubirii de sine, empatie, pace și echilibru, iubire necondiționată. Nu putem să iubim pe ceilalți până când nu ne iubim pe noi înșine. Da? Așa că totul începe cu iubirea de sine, dar, repet, nu e vorba de iubirea aceea egoistă. Dependențe, tutun, zahăr, dragoste, marihuana. Traume și abuzuri, respingere, abandonare, rușine, suferințe de origine necunoscută, despărțiri, moarte, iubire condiționată, mediul lipsit de dragoste, abuz fizic și sexual, trădare. Provocare spirituală, a învățat ce este compasiunea, iertarea și dragostea necondiționată. Strategii de vindecare, descoperirea de sine, iertarea,
lucrul cu brațele, pentru că mâinile sunt corelate cu această chakră, exerciții de respirație, practicarea compasiunii. Afirmații care ne ajută: primesc și dăruiesc liber dragoste, iert în totalitate greșelile și prejudecățile trecutului, ale mele și ale altora, merit dragostea, există dragostea infinită, trăiesc în armonie cu tot ceea ce mă înconjoară, mă eliberez de judecată și ură și trăiesc în iubire, fac pace cu sufletul meu și mă iubesc și mă accept așa cum sunt. Și acum haideți să vedem câteva înainte de asta mai vreau doar un lucru să punctez. În mod tradițional se consideră că această chakra, chakra inimii, este corelată cu inima noastră spirituală și chiar așa este. Practic, la acest nivel avem o reflexie a sinelui nostru suprem, da? Și prin aprofundarea centrării la nivelul acestei chakre, noi putem să ajungem la o esență care ne va proiecta direct în creștetul capului. Da? Adică la nivelul sinelui nostru suprem atman sau la nivelul spiritului, sau spuneți-i cum vreți, comuniune cu Dumnezeu, sunt lucruri sinonime. Bun, și acum să vedem câteva uleiuri și blenduri corelate cu această chakră. Petit grain sau portocala amară, măghiranul sau marjoram, rose, trandafirul, vedeți, îl regăsim și aici, frankincense sau tămâia, lavanda, geranium, spearmint, menta creață, blendul air, care nu este pentru respirație, dar el chiar, așa cum a fost conceput, rezonează cu chakra inimii și acest lucru este foarte bine, pentru că tot aparatul respirator este controlat de chakra inimii. Da? Și atunci, cu atât mai bine, când inhalăm blendul air, de fapt activăm și chakra inimii prin intermediul uleiului, deci vom avea o acțiune concertată. De asemenea, bradul siberian, Siberian fir, și bradul Douglas, Douglas fir, sunt uleiuri care rezonează preponderent cu această chakră. Deci e vorba de mirosuri și gusturi amare sau mirosuri aerate, expansive, spațiale. Da? Pentru că elementul subtil aer este ceva care ocupă întreg spațiul, da? Se expansionează oricât. De asemenea, încă câteva uleiuri care rezonează cu această chakră, eucaliptul, da? Cu siguranță știți mirosul de eucalipt și cât de aerat este el. Jasmine, iasomie, lemongrass, melisa, da? Melisa cu gustul acela amar, da? Se corelează cu această chakră. Ilang, ilang, da? Dar de data aceasta prin faptul că este aerat. Helichrysum. Păi, ce ulei extraordinar este helichrysum și ce gust incredibil poate să aibă. Da? Tot așa o tintă amăruie care îl corelează cu chakra inimii. Santalul, da? Tot prin spațialitate. Blendul peace. Da? Cel care ne aduce pacea interioară. Pacea interioară este corelată în primul și în primul rând cu exprimarea echilibrată a chakrei inimii. Bergamota, da, care este așa mai amăruie la gust. Blendul zendocrin. Black spruce, care este expansiv. Da? Mandarina galbenă, yellow mandarin.
Lemon Eucalyptus și blendul Adaptive. Următoarea chakra, cea de-a cincea, chakra gâtului, termenul sanscrit Vishuddha, înseamnă purificare. Și este corelată această chakra cu ceea ce înseamnă puritate și, puritate și candoare. Este corelată această chakra cu gustul astringent. Uleiuri corelate, grapefruit, lime, vetiver, spearmint. Funcție, comunicare, verbală, creativitate, exprimare de sine. De altfel, chakra gâtului în sine este în legătură cu comunicarea, da? Deloc întâmplător. Aici avem corzile vocale, cu ajutorul cărora modulăm aerul și comunicăm în exterior ceea ce avem de comunicat, da? Glandele corelate, tiroida și paratiroidele, alte părți ale corpului, gât, umeri, brațe, palme, ceafă, tiroide și paratiroide, corzile și organele vocale, gura, dinții, gingia, maxilarele, urechile. Disfuncții, dureri de gât, gât înțepenit, răcel, probleme cu tiroida, probleme de auz, amigdalita, ulcerații ale cavității bucale, gingivita, laringita, infecții ganglionare, dureri de ceafă și umeri, infecții ale urechilor. Simțul cu care este corelat este auzul, da? Și organul de simț urechi. Culoarea este albastru strălucitor sau indigo, da? Eu votez pentru indigo. E zona superioară a chakrei. Verbul corelat, eu vorbesc sau eu comunic. Privilegii, auzi și a spune adevărul. Obstacolul este minciuna. Când se activează excesiv, avem comunicare verbală excesivă, incapacitatea de a asculta, întreruperea discuțiilor, extinderea exagerată a discuțiilor, bâlbâire. Da? Când cineva nu poate să aibă răbdare să asculte, e clar că are un dezechilibru pe plus la nivelul acestei chakre. Da? Când avem deficiențe, avem chiar opusul, teama de a vorbi, voce cu tonalitate foarte joasă, da? De-abia auzi când vorbește. Dificultate de a exprima sentimentele prin cuvinte. Nu are simțul ritmului și al tonalității sunetului. Când avem activitate echilibrată, suntem buni ascultători, buni interlocutori, voce rezonantă, bun simț al ritmului și tempoului, comunicare clară, ființa trăiește creativ, se exprimă cu ușurință. Dependențe, opiacee și marihuana, traume și abuzuri, minciuni, abuzuri verbale, țipete constante, criticism excesiv care blochează creativitatea, părinți autoritari, alcoolici, familie dependentă de substanțe chimice. Strategie de vindecare, studiul abilităților de comunicare, redactare, comunicare cu copilul din tine. Da? Aici și legat de partea aceea de puritate și candoare. Practicarea exercițiilor de tăcere totală, sau mauna, cum este numită în yoga, a cânta, a face vocalize, a-și elibera energia vocii, a-și relaxa gâtul și umeri. Afirmații vindecătoare. Exprim cu ușurință și grație cele mai profunde sentimente și emoții. Aud și spun adevărul. Intențiile mele sunt exprimate cu claritate. Creativitatea se revarsă în mine și prin mine. Și acum haideți să vedem câteva uleiuri. Mai vreau să punctez înainte de asta faptul că persoanele, printre persoanele cu
cu această chakra armonios dinamizată vom regăsi pe mari cântăreți ai lumii, da? De asemenea pe cei care sunt foarte buni oratori. Și acum câteva uleiuri sau blenduri care rezonează cu această chakra. Petit grain sau portocala amară, pink pepper. Toate acestea au fost alese pentru că sunt, au mirosuri și gusturi astringente sau de asemenea mirosuri spațiale expansive, pentru că această chakra este corelată cu energia spațiului. Este cea mai expansivă și rafinată expansivă dintre chakrele despre care am vorbit până în acest moment. Deci, petit grain, am spus pink pepper, roman chamomile, mușețelul roman, care are un gust ușor astringent, Siberian fir, bradul siberian, care are și gustul ușor astringent, dar ne dă această stare de spațialitate. Black spruce, pinul negru, Douglas fir, eucalipt, da? Toate astea ne expansionează foarte rafinat. Grapefruit are gustul acela amar, lime, la fel, vetiver, da? Acea expansiune extraordinară, și spearmint, mentă creață, de la fel, foarte expansiv. Helichrysum, da? Este ușor astringent, dar și expansiv, cilantro, măghiran, melaleuca sau titri, da? Lavanda, melisa, lemongrass, rosmarin sau rosemary, jasmine, spikenard, turmeric, lemon eucalyptus, pink pepper și așa mai departe. Fiecare, ori, repet, ori pentru că are gustul astringent sau mirosul astringent, ori generează această stare de expansiune rafinată. Și am ajuns la a șasea chakra, numită cel de-al treilea ochi sau ajna chakra, este ochiul viziunii interioare. Dacă cei doi ochi sunt pentru lumea duală, da, lumea exterioară duală, cel de-al treilea ochi este orientat către interior și urmărește să perceapă starea de unitate interioară. Semnificații, deci dacă am traduce termenul sanscrit, înseamnă a percepe, a comanda. De-aia această chakra se mai numește și centrul mental de comandă al ființei. Controlează absolut întreaga ființă. Totul se controlează de la acest nivel. Da? Această chakra este situată în plan subtil în zona din mijlocul frunții. Elementul corelat este lumina. Uleiul esențial sau uleiurile principale sunt menta și santalul. La acest nivel lucrăm cu imagini, aici nu mai există cuvinte, ci doar imagini și simboluri. Da? Lucrăm la nivel de suflet. Da? Mintea lucrează cu noțiuni abstracte, sufletul lucrează cu simboluri. Da? Această chakra este corelată cu supramentalul. Supramentalul este o componentă esențială a sufletului nostru. Funcție, vedere, dar aici e vorba de vedere în lumile subtile, nu vederea obișnuită, intuiție, deci tot ce ține de intuiție e corelat cu această chakră, capacitate de a vedea clar propria viață sau clar viziune,
utilizarea energiei mentale și a intelectului superior. Alte părți ale corpului, creier, ochi, urechi, sistem nervos, nas, sinusuri, față, glandă pituitară și pineală. Da? De fapt, această chakră este corelată și cu glanda pineală și cu glanda pituitară. Disfuncții, orbire, dureri de cap, coșmaruri, ochi obosiți, vedere în ceață, probleme ale ochilor, urechilor, nasului, sinusurilor, comoții cerebrale, probleme neurologice, probleme ale coloanei vertebrale, incapacitatea de a învăța. Verbul asociat, eu văd. Dar, repet, eu văd în alte dimensiuni subtile. Arome pepper, min santal, brat siberian. Obstacol la acest nivel, iluzia. Activitate în exces, halucinații, coșmaruri, obsesii, amăgiri, concentrare dificilă, dureri de cap. Activitate deficientă, memorie și vedere slabă, insensibilitate, lipsa imaginației, vizualizare dificilă, dificultatea de a vedea în viitor, incapacitatea de a-și aminti visele, negare, refuz. Când e echilibrată această chakră, avem intuiție, percepție parapsihică, imaginație, memorie excelentă, vizualizare dezvoltată, capacitatea de a gândi în simboluri. Da? Vizualizarea este, dacă nu cea mai importantă capacitate, una dintre cele mai importante capacități ale noastre ca ființe umane. Pentru că niciodată nu vom putea obține ceea ce nu suntem capabili să vizualizăm. Iar ca să obținem orice, mai întâi trebuie să fim capabili să vizualizăm. Și chakra aceasta, cel al treilea ochi, este cea care ne permite să vizualizăm. Să vizualizăm ceea ce dorim să obținem. Și în felul acesta să realizăm ceea ce se numește reprogramarea subconștientului. Provocarea spirituală, înțelepciune, învățăturile spirituale sunt legate de intuiție și vederea dincolo de vizibil. Strategii de vindecare, meditație, stimulare vizuală, creație de artă vizuală, desen, colorat, adică să colorăm, antrenarea memoriei, autohimnoză, vizualizare, terapie prin regresie autoindusă, afirmații vindecătoare, vederea mea interioară este clară și puternică. Am încredere în propria intuiție. Văd totul cu claritate. Sunt deschis propriei înțelepciuni. Îmi pot manifesta și materializa viziunile. Practic, atunci când noi dinamizăm complet această chakră și într-un mod echilibrat, noi vom manifesta ceea ce se numește genialitate. Da? Genialitatea ține de activarea armonioasă și plenară a acestei chakre. Bun, să vedem câteva uleiuri și blenduri care se corelează cu această chakră. Peppermint în primul rând, da? Pentru că peppermint ne ajută să ne focalizăm. De fapt, ce căutăm când vrem să corelăm uleiuri cu cel de-al treilea ochi? Mirosuri și gusturi ascuțite, nu înțepătoare, ascuțite, pătrunzătoare și reci. Da? Pentru că experiența la acest nivel poate să însemne ori o focalizare excepțională, ori o expansiune cosmică. Da? Și atunci căutăm în aceste zone. Peppermint e clar focalizare, în primul rând. Santalul, pe de altă parte, este acea expansiune cosmică. Da? Patchouli, focalizare. Blendul consol, amândouă. Spikenard, în primul rând, focalizare. Tulsi,
sau busuiocul sfânt, aici avem ambele. Bergamot, mint, în primul rând focalizare. Holiday Peace, expansiune și focalizare. Spearmint, în primul rând expansiune, dar și focalizare. Island Mint la fel. Forest Breeze, blendul Deep Blue, da? Siberian Fir, bradul siberian, lemongrass, melissa, da? Și blendul Air. Și cea de-a șaptea chakra este chakra coronară sau Sahasrara, lotusul cu 1000 de petale, care are proiecția în plan subtil deasupra creștetului capului. Este corelat cu vidul. Vidul în spiritualitate înseamnă dimensiunea în care polaritățile plus și minus sunt în perfect echilibru. E sursa. Vidul e sursa. Da? Uleiuri corelate, primul rând busuioc, basil, smirna, mir și tămâie frankincense. Funcție personală, înțelegere, conștientizare, cercetarea spirituală, trezirea sufletului, iluminarea spirituală și experimentarea grației divine, înțelepciune, cunoaștere. Starea fiziologică corelată este starea de fericire sau beatitudine, ananda, cum se spune în sanscrită. Glanda corelată, glanda pineală. Alte părți ale corpului, cortex cerebral, sistemul nervos central, scheletul, pielea. Disfuncții. Deschid o paranteză. Dacă la primele șase chakre avem polarități, plus și minus, la nivelul chakrei coronare nu mai există polarități. Aici experimentăm doar unitatea. Însă, totuși, și aici, dacă chakra nu este corespunzător dinamizată, în primele faze pot să se manifeste și astfel de lucruri sau experiențe mai puțin armonioase. Da? Disfuncții. Depresie, alienare, confuzie, plictiseală, apatie, incapacitate de învățare, amnezie, oboseală cronică, migrene. Culoarea corelată, violet sau alb strălucitor. Da, la Ajna Chakra, cel de-al treilea ochi, n-am precizat, violet este corelat cu această chakra. Verbul corelat, a cunoaște. Arome, busuioc, tămâie. Orientare către sine, cunoaștere de sine, conștientizarea esenței noastre. Obstacolul este atașamentul. Activitate excesivă, supraintelectualizarea, dependența spirituală și confuzia, activitate deficientă, cinism spiritual, negarea creației. Traume și abuzuri, religiozitatea impusă, supunere oarbă, dezinformare, ascunderea informației, invalidarea propriilor credințe. Provocare spirituală, conștientizarea adevăratei esențe, semnificația vieții și a creației. Strategii de vindecare, restabilirea legăturii între planul fizic, emoțional și spiritual, altfel spus armonizarea ființei, cercetarea sistemului de credințe și valori. Afirmații vindecătoare, îmi accept și conștientizez spiritualitatea. Divinitatea se lăsurește în mine. Sunt ghidat de forța luminii și a iubirii. Sunt ghidat de înțelepciunea interioară. Universul este învățătorul meu. La nivelul acestei chakre, noi experimentăm starea de unitate și comuniunea cu esența noastră, cu divinitatea. Câteva uleiuri care ne pun în rezonanță cu această chakră: busuiocul, basil, măr, smirna, frankincense, tămâie, sandalwood, santal, spikenard, tulsi, busuioc sfânt, holiday peace și melissa sau roiniță.
Practic, am căutat mirosuri cu gusturi înălțătoare, expansive, divinizante. Da? Toate acestea enumerate generează astfel de stări de expansiune și înălțare. Bun. Acestea au fost corelațiile pe care le-am putut face în scurtul timp avut la dispoziție. Oricum, mă așteptam că nu o să putem să ne încadrăm într-un timp foarte scurt, pentru că mi-am propus să vă transmit foarte multe lucruri. Însă, sunt convins că a meritat efortul de a rămâne până aici. Și o să trecem acum la cea de-a treia parte și ultima, care va fi și foarte scurtă. Și anume, o să urmărim să... O să urmăresc să vă punctez modalitatea în care puteți să obțineți, să vă achiziționați aceste uleiuri esențiale și vă voi prezenta promoțiile acestei luni. Vă invit din nou pe grupul nostru de suport, Natura într-o picătură, să studiați mai pendelete. O să aveți acolo inclusiv înregistrarea video a acestei conferințe și sunt și niște materiale scrise. Bun. Cum putem achiziționa uleiurile esențiale de la doTERRA? Sunt trei modalități în care putem face acest lucru. La preț întreg de raft sau de retail nu vă recomandăm. E cel mai scump mod în care puteți achiziționa uleiurile esențiale. Al doilea mod în care puteți achiziționa uleiurile doTERRA este la preț de depozit sau preț de membru, wholesale. În momentul în care vă creați un cont de membru doTERRA, automat aveți acces la prețul de membru, care este cu 25% mai mic decât prețul întreg, prețul de retail. Dacă optați pentru această variantă a doua și vă creați contul punând în coș ce produse doriți, veți achita o taxă de 23,75 euro, de care primiți un catalog de produse și apoi adăugați produsele pe care le doriți în coș și le veți cumpăra pe toate, repet, cu 25% mai ieftin. Există o a treia modalitate în care puteți achiziționa uleiurile doTERRA la un preț chiar mai mic decât prețul de membru. Și acest lucru se poate face dacă vă creați contul de membru achiziționând un kit, un pachet de produse predefinit de către doTERRA. La acele pachete predefinite aveți discount la discount, pentru că aveți reducere față de prețul de membru, care oricum e cu 25% mai mic. Și categoric noi vă recomandăm această a treia variantă sau a doua. Dar cea mai bună este a treia. Dacă, practic, aici avem trei dintre pachetele predefinite de către doTERRA. În stânga avem un pachet mai mare, Natural Solutions, care conține multe produse și are discounturi extrem de consistente, însă necesită o investiție inițială mai mare. Dacă vă permiteți, este o excelentă opțiune. În dreapta aveți kitul Daily Habits Kit, care și el este un kit foarte interesant. Merită să optați pentru el. Însă, în centru aveți Home Essentials Kit, care este kitul cel mai popular la doTERRA. 98% dintre cei care își creează cont de membru la doTERRA și îl creează cu acest kit. De ce? Pentru că, așa cum îi spune numele, este kitul cu uleiurile
cele mai utile în casă. Practic, se acoperă cu aceste uleiuri tot necesarul care poate să apară de-a lungul timpului, de la, știu, probleme digestive, musculare, probleme de respirație, probleme cu imunitatea sau provocări de sezon, absolut orice poate să apară într-o familie, se poate rezolva cu aceste 10 uleiuri esențiale din Home Essentials Kit. Acest kit are un discount de 92 de euro față de prețul de depozit. Da? În plus, primiți gratuit un difuzor de uleiuri esențiale, care valorează 47 de euro. Și faptul că vă creați cont de membru vă va permite să aveți acces la promoțiile periodice pe care doTERRA le oferă. Dar poate lucrul cel mai important pe care îl primiți atunci când vă creați un cont de membru este că primiți și un consultant doTERRA care să vă ghideze în procesul de utilizare a uleiurilor. Pentru că nu-i totul să avem uleiurile, e important să știm și cum să le utilizăm. Da? Și consultantul doTERRA vă oferă această ghidare. Persoana care v-a invitat astăzi la acest eveniment, dacă veți dori să vă creați un cont de membru, va deveni și consultantul vostru și vă va oferi, repet, toate informațiile necesare pentru a utiliza într-un mod corespunzător aceste uleiuri. În luna noiembrie, în această lună, doTERRA ne oferă două promoții care pentru cei care își creează contul nou de membru se cumulează. Avem pe de o parte promoția de înscriere și pe de altă parte promoția Diamond Club. Promoția de înscriere ne spune că orice persoană care își creează un cont de membru primește, dacă comanda este între 100 și 199 de puncte. Punctul e aproximativ 1 euro. Va primi cadou dropsurile On Guard, care sunt realizate pe baza blendului de imunitate On Guard și apa de gură On Guard realizată pe baza aceleiași blend. Dacă comanda cu care s-a creat contul depășește 200 de puncte, atunci mai primim pe lângă dropsuri și apa de gură crema Deep Blue, cremă cu efect antiinflamator pentru musculatură și articulații și de asemenea o geantă de voiaj. Pe de altă parte, avem promoția Diamond Club. Promoția Diamond Club, puteți beneficia de ea dacă participați la un eveniment cum este cel din această seară și în maxim 3 zile de la acest eveniment vă creați un cont de membru. Dacă comanda cu care vă creați contul este între 100 și 199 de puncte, primiți cadou un ulei de portocală sălbatică, Wild Orange. Dacă comanda este între 200 și 399 de puncte, atunci primiți și Wild Orange și Copaiba. Și dacă comanda este peste 400 de puncte, primiți Copaiba și blendul Adaptive. În plus, mai puteți beneficia, în oricare din variante, în următoarele două luni puteți beneficia de câte un voucher de câte 25 de euro. Nu intru acum în detalii, persoanele care v-au invitat o să vă explice exact cum puteți beneficia de aceste promoții.
Avem pe ecran o sinteză a ceea ce puteți beneficia dacă optați să vă creați contul de membru cu Home Essentials Kit, cu acel kit care v-am spus că acoperă toate necesitățile dintr-o familie. Practic, dacă vă creați contul cu acest kit, plătiți 276 de euro și primiți produse în valoare de peste 500 de euro. Practic, în partea dreaptă aveți cadourile pe care le primiți, Wild Orange și Copaiba de la Diamond Club și celelalte patru produse de la promoția de înscriere. Cele două promoții se cumulează, da? Și practic, cine își creează cont de membru cu Home Essentials Kit primește cadou 6 produse în valoare de peste 125 de euro. Este absolut fabulos din punctul meu de vedere. Repet ce am spus la început, de când facem noi Dotera, nu a mai fost o promoție atât de generoasă. Da? Rămâne ca fiecare să decideți în ce direcție doriți să mergeți, să luați legătura cu persoana care v-a invitat în această seară la acest eveniment și, bineînțeles, să vă consultați cu ea și să luați cea mai bună decizie pentru voi. Vă încurajez din nou să intrați pe grupul nostru de suport Natura Antropicătură, unde găsiți o mulțime de informații despre aceste produse. Și închei mulțumindu-vă pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Nu a fost o conferință scurtă, dar sper că v-a ajutat, că informațiile acestea pe care vi le-am oferit v-au inspirat și o să vă ajute să utilizați aceste uleiuri esențiale cu o eficiență și mai mare decât ați făcut-o până în acest moment. Mulțumesc pentru atenție și răbdare, să aveți o noapte minunată și vă așteptăm cu drag în echipa noastră. Noapte bună!